Geneza, capitolul 37, e ușor de ajuns acolo, e la începutul Bibliei. Și în timp ce deschidem acolo, o întrebare pentru noi toți. V-au plăcut poveștile în copilărie? Copii, adolescenți, vă plac poveștile, povestirile pe care trebuie să le citiți pentru școală? Nu prea, unele dintre ele. Ce face ca o povestire să fie foarte, foarte frumoasă? Trebuie să răspundeți. Să aibă intrigă. Ok, ce înseamnă asta? Pentru, pe limba copiilor, ce înseamnă să aibă intrigă? Să te capteze, să te prindă, nu? Să vrei să citești mai departe, nu? Să nu te lași până nu ajungi la finalul cărții. Asta face intriga. Ce altceva face ca povestirile să fie foarte, foarte captivante pentru noi? Personaje interesante. Se întâmplă lucruri interesante între personajele acestea, da. Dialoguri interesante, detalii interesante. Altceva. Ne plac poveștile cu eroi. Trebuie să recunoaștem. Ne plac poveștile cu eroi, cu oameni puternici, cu oameni care ne inspiră, cu oameni care ne fac, mă, vreau să fiu și eu ca el. Da. Sau nu vreau să fiu ca el. Și asta. Altceva, altă trăsătură a poveștilor, a povestirilor bune? Deznodământ frumos, un final frumos. Lucrurile se întâmplă bine. Nu ne plac poveștile care se întâmplă rău. Mor toți. Nu prea ne plac. Nu ne plac astea cu final final frumos. În dimineața aceasta ne vom uita la una dintre cele mai frumoase povestiri care există în Biblie. V-am promis că o să ne întoarcem cândva la relatarea aceasta. Ori de câte ori am citit-o în copilărie, vă trebuie să vă mărturisesc că am plâns. De multe ori în hohote. Poate vă uitați la mine și cei care mă cunoașteți, Sam nu prea plânge. Sam a plâns în hohote, ori de câte ori a citit această relatare din Biblie. Și săptămâna asta, când am recitit-o în pregătire pentru mesajul acesta, când am ajuns la punctul culminant de care vorbea Dan, din nou m-au cuprins lacrimile. Și nu vă promit, în timp ce vom trece prin această povestire adevărată, nu vă promit că nu o să plâng. O să m-am rugat ca Dumnezeu să mă ajute să mă abțin, să mă controlez, dar nu vă promit. Vă avertizez. Este una dintre povestirile cele mai frumoase din Scriptura. Și ca să nu vă țin prea mult în suspans, este vorba despre povestirea despre viața lui Iosif. Reluăm această serie de mesaje care se numește Creștinul și Vechiul Testament. Astăzi, titlul mesajului, notați adolescenții pe cardurile voastre, titlul mesajului este Creștinul și viața lui Iosif. Creștinul și viața lui Iosif. Textul este unul mare, Geneza 37 și apoi Geneza 38 la 50. Nu o să-l citim pe tot astăzi, că am stat aici tot programul, dar o să citim introducerea, ca să intrăm un pic în lumea, în universul, dacă vreți, acestei povestiri. Geneza 37, de la versetul 1. Ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Iacov s-a așezat în țara în care a locuit ca străin tatăl său, în țara Canaanului. Aceasta este istoria lui Iacov. La vârsta de 17 ani, Iosif păștea turma împreună cu frații săi. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și al Zilpei, soțiile tatălui său. Iosif a adus la cunoștința tatălui lor relele pe care aceștia le făceau.
Israel sau Iacov îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că era un fiu născut la bătrânețe și i-a făcut o tunică decorată. Când frații săi au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei, l-au urât pe Iosif și n-au putut să-i vorbească prietenește. Iosif a avut un vis pe care l-a istorisit fraților săi, dar aceștia l-au urât și mai mult. El le-a zis, ascultați, vă rog, visul pe care l-am avut. Se făcea că noi legam snopii în mijlocul câmpului, dar iată că snopul meu s-a ridicat și a stat drept, iar snopii voștri s-au adunat în jurul lui și s-au plecat înaintea snopului meu. Frații săi au răspuns, doar nu vei domni tu peste noi, doar nu ne vei stăpâni tu. Și l-au urât și mai mult din cauza viselor și a cuvintelor sale. Iosif a mai avut un vis și l-a istorisit și pe acesta fraților săi. El a zis, iată, am mai avut un vis, se făcea că soarele, luna și 11 stele se plecau înaintea mea. Dar când le-a istorisit acest vis tatălui și fraților săi, tatăl său l-a mustrat, zicându-i, ce fel de vis este acesta pe care l-ai avut? Oare vom veni eu, mama ta și frații tăi ca să ne plecăm până la pământ înaintea ta? Frații săi l-au invidiat, dar tatăl său a ținut minte acest vis. Viața lui Iosif este o povestire, este o narațiune. Preferăm cuvântul narațiune pentru că povestirea are și sensul acesta de bază, de ceva neadevărat. Povestirile din Biblie, narațiunile din Biblie sunt adevărate, s-au întâmplat, noi asta credem. Știți cam cât din Vechiul Testament este povestire sau narațiune? Cam 40%, cam aproape jumătate din Biblie este narațiune sau povestire. Este genul literar cel mai des întâlnit în Biblie. Am putea spune că lui Dumnezeu îi plac narațiunile, lui Dumnezeu îi plac povestirile. Sau știi că ne plac nouă și El ne-a vorbit pe gustul nostru. Mai avem și alte genuri literare în Biblie, avem legea și am predicat multe mesaje din lege. Avem poezie, psalmi, avem înțelepciune, de exemplu proverbe, avem profeție, de exemplu Isaia și avem chiar profeție apocaliptică, exemplu Daniel. Dumnezeu, dragilor, ne-a lăsat o carte foarte bogată și foarte variată, chiar și din punct de vedere literar. Al genurilor literare. Dumnezeu ne cunoaște. Știe că suntem oameni și a vorbit pe limba noastră. Și în multe feluri, în multe feluri, ne-a vorbit Dumnezeu în cuvântul Său. Și cu ajutorul Lui, până la sfârșitul lui ianuarie, dacă mai trăim până atunci, facem planuri, dar dacă este voia Domnului să ajungem și în ianuarie, până la sfârșitul lui ianuarie, ne vom uita la pasaje din toate genurile acestea literare din Vechiul Testament. De ce? Ca să învățăm cum să le citim, cum să le înțelegem corect sau cât mai bine. Nu pretindem că înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu absolut, ar fi culmea, noi care cunoaștem în parte, să pretindem că noi cunoaștem Cuvântul lui absolut, dar vrem să-L înțelegem din ce în ce mai bine și din ce în ce mai corect. Nu există grad de comparație la corect, știu asta, cei care sunteți așa atenți la toate detaliile. Dar sperăm, prin aceste mesaje, să învățăm cum să înțelegem cât mai bine Vechiul Testament. Acum, narațiunea aceasta lui Iosif este una compusă, adică este formată din niște narațiuni mai scurte. Și cumva este foarte ușor să te pierzi în detalii, nu? Foarte ușor să te pierzi în detalii, dar trebuie să avem în vedere, să păstrăm ansamblul atunci când trecem prin această povestire. Cineva spune că narațiunile biblice sunt precum pildele. Mulți au încercat să găsească înțelesuri ascunse prin detaliile pildelor, dar nu ăsta este scopul lor. Te pierzi în detalii, dacă faci asta, scopul pildelor nu a fost asta. Să iei o lecție din fiecare detaliu din acea pildă. Nu, scopul pildelor a fost să transmit o singură idee principală. Și la fel și narațiunile, povestirile biblice, povestirile adevărate din Biblie, au o singură idee principală, chiar dacă ideea aceasta este comunicată prin mijlocul multor detalii. Nu trebuie să ne pierdem în detalii, trebuie să ținem... Să avem în vedere ansamblul, ideea principală. Acum, elevii care sunt pe la școala generală, avem câțiva pe aici, ceilalți,
Am uitat de mult de lucrurile acestea, știu. Dar elevii, precum Jessica și alții, mai știți voi care sunt cele cinci părți care compun, de regulă, o narațiune, care sunt momentele subiectului? Repede. Ziceți unul din ele. Introducere, care se numește așa mai tehnic cum? Expozițiune, așa? Apoi ce urmează? Intriga de care a spus Lidia, v-am spus. Următorul ce este? Desfășurarea acțiunii, cuprinsul. Desfășurarea acțiunii. Al patrulea? A zis Dan. Până la încheiere. Punctul culminant. De o regulă, o poveste are și un punct culminant în care tensiunea este maximă. Și apoi urmează deznodământul, rezolvarea tensiunii și finalul acela mult așteptat și frumos de obicei. Hai să vedem repede. În relatarea noastră, de asta v-am rugat să citiți acest pasaj acasă. Și cei care n-ați citit acasă sau n-au știut că trebuie să citiți acasă, îmi pare rău, dar o să vă trec destul de repede prin relatarea aceasta ca să știți despre ce vorbim. Care este expoziția în narațiunea noastră? Faptul că Iacov, tatăl lui Iosif, se stabilește în Canaan, în țara promisă, unde locuiește ca străin, ca tatăl său Isaac și ca bunicul său Avram, bravo Doru. Din capitolele de dinainte, știm că Dumnezeu le promisese lor, lui Avram, Isaac și Iacov, acum vorbim de Iacov, le promisese că le va da țara Canaanului și lor și urmașilor lor și că prin ei Dumnezeu va binecuvânta cumva toată lumea, întreaga lume. Care este intriga? Faptul că Iosif nu are o relație bună cu frații săi și poate copiii vă identificați aici. Iosif nu se înțelege cu frații săi. Este o mare luptă între ei. O invidie până la cer. Și aveau și motive. Tatăl lor, un tată neînțelept aici, a arătat foarte clar tuturor că pe Iosif îl preferă și i-a făcut și o haină deosebită și a dat pe față favoritismul. Și când face asta, nu te aștepți la lucruri bune din familie. Frații lui l-au invidiat foarte tare, dar cel mai tare i-a făcut să-l urască pe Iosif ce visele lui, pe care Iosif la 17 ani probabil că le-a spus așa cu ceva mândrie. Copiii mai mici, de regulă, cred că sunt la nivelul copiilor mai mari. De regulă? Ne identificăm copiii. Știm, cred că și noi ăștia mai mici, știm cel puțin la fel de mult ca acei frații noștri mai mari. Și probabil când a povestit aceste vise, le-a povestit așa cu oarecare mândrie. Uite ce am visat și uite, voi ce înțelegeți din visele astea? Bineînțeles că toată lumea știa la ce se referă Iosif. Cine era el și cine erau ceilalți. El era penultimul, era nu cel mai mic, dar penultimul. Era mic, prin comparație cu toți ceilalți. Vă dați seama cum au primit frații lui aceste vise. Conflictul acesta din familie este intriga. Invidia aceasta care se transformă în ură și apoi se transformă în niște planuri. Trebuie să scăpăm de omul ăsta. Asta este ceea ce declanșează tot acțiunea din viața lui, din relatarea lui Iosif. Care este desfășurarea acțiunii? Este lungă acțiune, este partea cea mai mare, amplă a narațiunii. Foarte pe scurt voi trece prin ea. Pentru cei care poate n-au citit, n-au auzit niciodată despre povestirea aceasta, frații lui Iosif, la inițiativa lui Iuda, întotdeauna este un Iuda, la inițiativa lui Iuda, îl vând pe Iosif ca sclav. Cui? Lui Potifar, un demnitar, un slujitor al faraonului, al regelui Egiptului. Lucrurile merg bine pentru Iosif, deși este sclav, până într-o zi când soția lui Potifar pune ochii pe Iosif și îi face avansuri foarte clare. Iosif refuză de fiecare dată, dar într-un final aceasta nu mai are răbdare cu el, îl acuză că a încercat să o violeze și apoi vine stăpânul foarte furios, aude lucrurile acestea și îl aruncă pe Iosif în închisoare. Dar și acolo
Dumnezeu a fost cu el și i-a mers bine. Și acolo în închisoare, n-a fost orice închisoare, acolo în închisoare, întâmplător, erau și deținuții cei închiși de-ai regelui. Nimic nu este întâmplător. Și aceștia, într-o zi, au avut fiecare câte un vis, Iosif le interpretează visul, se întâmplă exact cum a spus Iosif și Iosif îi spune paharnicului, nu uita de mine. Când ești de aici, adu-ți aminte de mine și scoate-mă și pe mine de aici, că n-am intrat aici pe drept, ci pe nedrept. Bineînțeles că omul acesta a uitat și asta pe mine când a ajuns acolo zic, cum să uiți așa ceva? Și mai trec doi ani, mai trec cu Iosif în închisoare. Foarte greu. Așa, parcă zici, nu-i corect. Până când faraonul, de data asta, are două vise care îl tulbură foarte tare, îi cheamă pe toți înțelepții Egiptului, aceștia nu-i pot interpreta visul, paharnicul, într-un final, și aduce aminte, bă, ce prost am fost, am uitat de Iosif. Îl scoate pe Iosif, vine acesta înaintea lui faraon, îi interpretează visele, îi spune ce se va întâmpla și faraon apoi îl ridică pe Iosif în rang, făcându-l al doilea om ca autoritate peste țara Egiptului. Un fel de prim-ministru, dacă vreți. Vin cei 7 ani de belșug, așa cum a prezis Iosif, apoi încep cei 7 ani de foamete și începe să li se facă foame și cu ei. Lui Iacov și fiilor săi, care erau în Canaan, Egipt, Canaan, țări diferite. Și Iacov îi trimite pe copiii lui, zice, nu vă mai uitați unii la alții, duceți-vă și cumpărați ceva de mâncare din Egipt, că acolo este pâine. Și oamenii aceștia, frații lui Iosif, se duc în Egipt să cumpere de mâncare și peste cine dau acolo. Este Iosif, dar bineînțeles că nu îl recunosc, nu știau că este Iosif și acesta se face că nu-i cunoaște. Și ce fac când ajung înaintea lui Iosif? Cuvântul spune, se pleacă cu fața la pământ înaintea lui. Iosif în momentul acesta își aduce aminte de visele din adolescență. Apoi îi pune pe jar, îi supune la un test, îi acuză când sunt spioni și ca dovadă de sinceritate le cere să-l aducă cu ei pe Beniamin, pe fratele lui mai mic, pe fratele lui Iosif mai mic, de aceeași mamă. Aceștia se întorc în cele de urmă, după ce li se termină mâncarea, se întorc și cu Beniamin, deși tatăl lor nu vrea să-l lase și pe Beniamin cu ei. Și aceștia când ajung în fața lui Iosif cu toții, din nou se pleacă la pământ până înaintea lui Iosif. De două ori spune textul că fac asta. Iosif însă îi tratează ca pe niște regi. În special pe Beniamin. Apoi îi lasă să plece. Dar mai testează o dată. De data asta cu paharul lui faraon și Iuda intră în scenă și urmează dialogul acela emoționant pentru Iosif în care Iuda mijlocește pentru Beniamin. Iuda cel care n-a avut nicio milă față de Iosif și Iosif când vede asta, când vede că Iuda s-a schimbat, asta îl emoționează la maxim. Și nu mai poate să se stăpânească și spune că i-a dat pe toți afară de egiptenii și s-a făcut cunoscut fraților săi. Și ăsta este momentul culminant. Spune că aceștia au rămas înmărmuriți. Au rămas mască, dacă vreți, cu gura căscată. Nu știau ce să creadă, nu știau ce să mai spună. Probabil se gândeau, am încurcat-o. Stăm în fața regelui sau în fața cel mai mare om din Egipt, în afară de faraon, noi l-am vândut pe primul ministru al Egiptului. Am încurcat-o. Dar Iosif nu-i lasă mult în tensiune și le spune că nu ei, sau că ei l-au vândut, dar Dumnezeu a avut un plan. Și Dumnezeu a lucrat. Deznodământul este că frații lui Iosif, împreună cu familiile lor și cu tatăl lor, se mută în Egipt, vreo 70 de suflete în total, care scapă de foamete și care o duc bine în Egipt. Asta e finalul fericit. Toată lumea este fericită la sfârșitul cărții și la sfârșitul acestei întâmplări despre Iosif. Care este lecția principală pentru noi? Să nu avem copii favoriți, pentru că asta duce la lupte între frați. Să nu ne invidiem frații pentru că invidia poate duce la păcate mai mari. Să învățăm cum să fugim de ispite ca Iosif. Sau să fim și noi ca Iosif ca să ajungem oameni mari, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi, cum l-a binecuvântat pe el. Să ne iertăm greșiții și să nu ne răzbunăm așa cum a făcut Iosif.
Oricât de tentante ar fi aceste aplicații, nu asta este aplicația principală pentru noi. De ce? Cum știm? Pentru că nu asta scoate în evidență autorul sau naratorul sau povestitorul. Nu pe asta pune accentul. Dar pe ce pune accentul? Care este refrenul care se tot repetă în povestirea noastră? Care este refrenul care se tot repetă? Faceți o încercare. Da, dar este un refren. Uitați-vă împreună cu mine la capitolul 39, versetul 2. O să vă dați seama acum. Cred că fratele a spus corect. Capitolul 39, versetul 2. Vedeți voi care e repetiția. Într-o narațiune, într-o povestire, există și repetiție de multe ori. Și repetiție importantă. 39:2. Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat și a locuit în casa stăpânului său egipteanul. Stăpânul său a văzut că Domnul era cu Iosif și că Domnul îl ajuta să-i prospere în mâini tot ce făcea. Versetul 5. De când Potifar l-a pus responsabil peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului datorită lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, atât în casă cât și pe câmp. Capitolul 39, versetul 21, după ce a fost aruncat în închisoare pe nedrept, spune 21, dar Domnul a fost cu Iosif și a arătat îndurarea față de el și a făcut să găsească bunăvoință la comandantul închisorii. Versetul 23, comandantul închisorii nu mai verifica nimic din ceea ce era în grija lui Iosif, pentru că Domnul era cu acesta și l-a ajutat să reușească în orice făcea. Cine a spus Iosif că îl va ajuta să interpreteze visele slujitorului lui Faraon? Dumnezeu va da interpretarea viselor. Cine a spus Iosif lui Faraon că îi va da interpretarea viselor? Dumnezeu va da interpretarea viselor. Care este refrenul care se tot repetă? Domnul a fost cu Iosif. Dragilor, eroul central al acestei narațiuni nu este Iosif. Eroul central al acestei narațiuni nu este Iosif, este Domnul. Eroul central al oricărei narațiuni din Biblie nu este omul, ci Domnul. Așa că atunci când auziți predici din Vechiul Testament care îl înalță pe om și care spun hai să fim ca Iosif, hai să fim ca Iosua, hai să fim ca David, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi, nu asta este lecția principală din narațiunile biblice. Eroul central al Bibliei nu este omul, ci Domnul. Domnul a fost cu Iosif. 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 Se spune de 5 ori în câteva versete. N-ai cum să ratezi asta. N-ai cum să ratezi asta. Trebuie să fii un pic așa ca să treci peste asta cu ușurință. Uitați-vă în capitolul 50. A amintit Dan despre momentul acesta, 50:19. Nu vă temeți, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi ați plănuit împotriva mea ce este rău. Dar Dumnezeu a plănuit aceasta spre bine, ca să țină în viață un popor numeros, așa cum face astăzi. Cine este eroul acestei povestiri? Este Domnul. Și ce a făcut Domnul mai exact? În ce mod a fost Domnul cu Iosif? Ne spune tot textul, în capitolul 45, în ce fel a fost Domnul cu Iosif? Capitolul 45, de ce a fost Domnul cu Iosif? Pentru că Iosif a fost tratat pe nedrept, a fost abuzat, domne. Și Dumnezeu l-a răzbunat. Pentru că Iosif a fost foarte ascultător de Dumnezeu și a fugit de toate ispitele și Dumnezeu a văzut asta și Dumnezeu l-a binecuvântat. Nu spune așa ceva nicăieri. Nu pe asta pune accentul autorul nostru. Domnul a fost cu Iosif. De ce? Ne spune tot Iosif în 45, versetul 5. Uitați-vă. Acum să nu vă întristați și să nu vă mâniați pe voi înșivă pentru că m-ați vândut aici. Căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, de ce? Pentru a vă păstra în viață. Versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra o rămășiță pe pământ și pentru a vă salva viețile printr-o mare eliberare. Așadar, nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Așa cum am citit și în Geneza 50. Dumnezeu a avut un plan. Domnul a fost cu Iosif
pentru că prin el, el a vrut să-i salveze pe tatăl și pe frații săi. De ce a contat asta pentru Dumnezeu? De ce a fost important? Ce s-ar fi întâmplat, dragilor, dacă Iacov și toți fiii lui și toate soțiile lor și toți nepoții, copiilor, toți nepoții lor ar fi murit de foame în Canaan? Ce s-ar fi întâmplat cu promisiunile lui Dumnezeu, făcute lui Avram, Isaac și lui Iacov? Capitolul 35, versetul 11, Dumnezeu i-a promis lui Iacov așa: Eu sunt Domnul cel atotputernic. Fii roditor și înmulțește-te, o națiune și o națiune, o mulțime de națiuni vor ieși din tine, chiar regi vor ieși dintre urmașii tăi, țara pe care le-am dat lui Avram și Isaac, ți-o voi da ție și urmașilor tăi. Asta i-a promis Dumnezeu lui Iacov. Dacă Iacov și fiii săi ar fi murit în Canaan de foame, s-ar fi ales praful de promisiunile lui Dumnezeu. Așa că ideea centrală a pasajului nostru este aceasta: Domnul a fost cu Iosif, ca prin el să-i salveze pe tatăl său și pe frații săi, ca prin ei Dumnezeu să-și împlinească promisiunile. Asta este ideea centrală. Asta e ideea centrală, e foarte clară. Nu vă pot convinge mai ușor dacă nu v-am convins deja. Cu alte cuvinte, pentru noi, adevărul central este acesta. V-am spus că orice narațiune are un adevăr central. Domnul este credincios și capabil. Mergem la slide următor. Domnul este credincios și capabil să-și împlinească promisiunile. Ăsta este adevărul central. Notați-l pe hârtie pentru acasă să vă gândiți la el mai mult. Domnul este credincios. El face ceea ce spune și este capabil, este suficient de puternic ca să ducă la îndeplinire ceea ce a promis. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Domnul este credincios și Domnul este capabil să-și împlinească promisiunile. Acum, înainte de a aplica lucrul acesta la viețile noastre, trebuie să mai facem un pas. Și vă propun să faceți acest pas de fiecare dată când citiți orice text din Vechiul Testament. Și pasul este acesta. Vedem cum și-a împlinit Dumnezeu promisiunile în viața lui Iosif. Dar este important să vedem cum Dumnezeu și-a împlinit promisiunile în toată Biblia și să vedem unde suntem noi în raport cu aceste promisiuni. Înțelegeți pasul? Înainte de a aplica la viața noastră ceea ce scrie aici despre Iosif, trebuie să vedem cum și-a împlinit Dumnezeu promisiunile în toată Biblia, pentru că narațiunea aceasta a lui Iosif face parte dintr-o narațiune mult mai mare a întregii Biblii, a planului lui Dumnezeu de mântuire. Și apoi, unde suntem noi în acest plan și ce ne-a promis nouă Dumnezeu? Ca parte din acest plan. Așa cum știm, Iacov și familia lui au ajuns în Egipt, vreo 70 de suflete. De acolo Dumnezeu îi va scoate peste 430 de ani câteva milioane de oameni care vor ajunge în țara promisă, în Canaan, pe care o vor cuceri. Și din acest popor, așa cum i-a spus Dumnezeu lui Iacov, vor ieși regi, au ieșit regi. Regele David, cel mai cunoscut, și în cele din urmă, Hristos. Iacov a spus în Geneza 49:10, sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda, nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale până va veni Shiloh. De el vor asculta popoarele. Este o profeție directă sau indirectă la Mesia, în funcție de traducere. Traducerea este complicată. Cert este că Dumnezeu i-a arătat lui Iacov, când își binecuvântează fiul și îl binecuvântează pe Iuda, faptul că urmașii lui Iuda vor fi regi. Ei vorbesc despre David, vorbesc despre monarhie, dar în cele din urmă de el vor asculta popoarele. Este clar, este clar din toată Biblia că este o referire indirectă la Hristos. Cert e că Domnul Iisus a venit din seminția lui Iuda și ca Iosif, Domnul Iisus a fost vândut de Iuda pe 30 de arginți. Și ca Iosif, toți ucenicii l-au părăsit. Și ca Iosif, Domnul Iisus a suferit foarte mult, multe nedreptăți, multe abuzuri. Dar prin contrast cu Iosif, Domnul Iisus a fost omorât.
Dar Dumnezeu nu l-a lăsat, Dumnezeu a fost cu el și spune că nu i-a lăsat trupul să vadă putrezirea. Și a treia zi l-a înviat și apoi l-a înălțat, nu ca al doilea om în stat, în Imperiul Roman, ci ca al doilea după Dumnezeu. L-a așezat la dreapta sa. Și la fel ca Iosif, Domnul Iisus și-a salvat frații. Nu doar pe frații evrei, dar și pe frații neevrei, pe noi care am crezut în el. Așa cum Dumnezeu prin Iosif i-a salvat pe egipteni de la foamete, nu doar pe evrei, pe egipteni și toate popoarele spune că se duceau să cumpere hrană din Egipt, la fel Dumnezeu prin Hristos ne-a salvat nu doar pe evrei, dar și pe noi din toate popoarele. Cu alte cuvinte, aplicația principală pentru noi, prima aplicație principală pentru noi este aceasta, crede în Iisus, adevăratul Iosif. Crede în Iisus, adevăratul Iosif. Chiar dacă ai crezut în Iisus, de aici trebuie să plecăm în aplicarea cuvântului. Iosif aici este o prefigurare, este o anticipare a adevăratului Iosif, a lui Hristos. Hristos este cel care a împlinit profeția pe care Iacov a primit-o, privitoare la Mesia. Și cartea Galateni arată foarte clar cum devenim noi, neevrei, să spunem, care n-am făcut parte din poporul istoric al lui Dumnezeu, cum devenim noi beneficiari ai promisiunii lui Avraam. Cum? Spune clar prin credința în Hristos Iisus. Când Dumnezeu i-a spus lui Avraam că prin el toate familiile pământului vor fi binecuvântate, Dumnezeu s-a referit, l-a avut în vedere în cele din urmă pe Hristos. Prin Hristos toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Și în Galaten ne spune foarte clar despre ce binecuvântare era mai exact vorba. O numește îndreptățire. Dacă noi credem în Iisus și în ceea ce a făcut pentru noi la cruce, Dumnezeu ne face o promisiune. Și anume, mai spun o dată asta, dacă noi credem în Iisus și în ceea ce a făcut pentru noi la cruce și a dat viața pentru noi, pentru păcatele noastre, dacă noi credem și noi punem nădejdea în ceea ce a făcut pentru noi, Dumnezeu ne promite, ne face o promisiune foarte importantă și anume, că în ziua judecății, când toți vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu, dacă noi am crezut în Iisus, Dumnezeu ne va declara drepți și nevinovați. Asta înseamnă îndreptățire. Asta este promisiunea Evangheliei. Asta este promisiunea pe care Avraam a anticipat-o, sau Dumnezeu a anticipat-o prin Avraam, ca prin Hristos și prin lucrarea Lui de la cruce, noi să primim îndreptățirea. Îndreptățirea este promisiunea Lui Dumnezeu că dacă noi venim la Iisus cu păcatele noastre, cu pocăință, dacă noi credem în Iisus și în ceea ce a făcut pentru noi la cruce, dacă noi îl rugăm pe Iisus să ne ierte de păcate, promisiunea este că în ziua judecății, când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu, prin Hristos, ne va declara drepți și nevinovați. Este o promisiune extraordinară. Asta este promisiunea pentru noi. Asta este prima promisiune pentru noi. Și întrebarea este, tu ai devenit beneficiar al acestei promisiuni? Tu ți-ai însușit această promisiune a lui Dumnezeu? Când Dumnezeu promite ceva, El este credincios și El este capabil să facă ceea ce a promis. Dumnezeu ne-a promis în Hristos îndreptățirea, că ne va declara nevinovați și drepți în ziua judecății, dacă noi venim la Hristos. Dacă venim la Hristos cu păcatele noastre, cu pocăință, cu asumarea responsabilității pentru tot ceea ce am făcut și cu credință, Doamne, Tu ai murit pentru păcatele mele. Tu ai plătit deja prețul care trebuia plătit pentru păcatele mele, Tu ai luat blestemul care trebuia să vină asupra mea. Blestemul legii lui Dumnezeu care trebuia să vină asupra mea, Tu l-ai luat și mie mi-ai dat binecuvântarea lui Avraam. Mi-ai dat îndreptățirea prin credință. Așa că dacă vrei să știi ce înseamnă să crezi în Iisus, în adevăratul Iosif, trebuie să fie un moment în viața ta și în viața mea în care să ne asigurăm că am pus mâna pe această promisiune a lui Dumnezeu, că ne-am însușit această promisiune a lui Dumnezeu. Dumnezeu promite tuturor oamenilor care vin la El, cum am cântat, toți cei ce vin la Hristos vor beneficia de această promisiune. Ai venit tu la Hristos? Fie că ești copil, fie că ești adult, ai venit tu la Hristos cu păcatele tale? Ți-ai recunoscut păcatele înaintea lui Dumnezeu? L-ai rugat pe Hristos să-ți ierte păcatele în baza jertfei lui de la cruce?
L-ai lucrat pe Hristos să-ți ierte păcatele, oricât de multe ar fi, oricât de grele ar fi, oricât de grave ar fi. Ai avut această discuție cu Domnul Hristos despre păcatele tale, despre trecutul tău? L-ai lăsat pe Hristos să ia păcatele tale, vina păcatelor tale, pentru că El asta a făcut pe cruce. Dar ți-ai însușit această iertare pe care El a câștigat-o pe cruce? Ți-ai însușit această iertare prin credință? Ai spus, am nevoie de această iertare. Chiar ne-am dus la Claudia să o ajutăm la descărcarea tirului și acolo era cineva care spunea, eu nu am păcate. Cineva a încercat să-l evangelizeze, să-i spună despre Domnul și zice, eu nu am păcate, eu nu prea am păcate. Și eu eram în tir, eram departe de conversație, dar după ce s-a terminat totul, m-am dus la sfârșit și i-am spus, nea Marian, zic, am auzit și eu din discuție, dacă e așa, înseamnă că Domnul Hristos a murit degeaba. Dacă dumneavoastră nu aveți păcate sau nu aveți păcate grave, înseamnă că Domnul Hristos a murit degeaba și a pierdut vremea venind și dându-și viața pentru noi. Faptul că Domnul Hristos a murit pentru păcatele noastre arată că noi toți suntem păcătoși. Fie că ne vedem păcătoși, fie că nu ne vedem păcătoși. În fața Sfințeniei lui Dumnezeu și a standardului lui Dumnezeu, nimeni nu primește nota de trecere. Degeaba spui că tu ai luat 4, nota de trecere a fost 5, tu ai luat 4 și altul a luat 1. Degeaba te lauzi față de cel care a luat 1, eu am luat 4, dar nici tu n-ai trecut. Trebuie să iei 5. Și 5-ul îl iau cei care vin la Hristos. Vrei să treci de judecata lui Dumnezeu? Vino la Hristos. E suficient de păcătos. Sunt suficient de păcătos ca să am nevoie de Hristos. N-am păcate mari. Ai suficiente păcate ca acelea să te trimită în iad. Asta spune Biblia. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa. Nu este niciunul care să-și iubească aproape ca pe sine însuși. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Toți suntem suficient de păcătoși ca din cauza păcatelor noastre să ajungem în iad. Dar uite că a venit unul care a fost mai mare decât Iosif. Și Dumnezeu a avut un plan prin el, ca prin el și prin moartea lui să ne salveze pe noi. Nu de la foamete, nu de la moartea fizică, ci de la moartea veșnică. Îl ai tu pe Hristos ca adevăratul tău Iosif, ca salvatorul tău. Primește-l astăzi, primește-l astăzi, crede în Iisus. Primește-l ca salvator al tău, care te va salva de iad. Nu de foamete și de moarte, oricât de mari ar fi acestea, nu de bolile fizice, oricât de grele ar fi. Hristos te va salva de mânia lui Dumnezeu în acea zi. Doar Hristos. Primește-L. Bazează-te pe jertfa Lui de la cruce. Asta e prima aplicație. Întotdeauna, din Vechiul Testament, vi se pare ciudat? Acum eu dezvolt. N-ai timp când citești Scriptura să faci toți pasii ăștia așa cum îi fac acum. Dar asta este ordinea în care trebuie să citim lucrurile. A doua aplicație pentru noi, cei care am crezut în Iisus. A doua aplicație pentru noi, cei care am crezut în Iisus. Crede în Domnul. Crede că Domnul este credincios și capabil să finalizeze mântuirea ta. Crede că Domnul este credincios și capabil să finalizeze mântuirea ta. Am văzut cum a făcut în viața lui Iosif. Cât de credincios și cât de capabil a fost Dumnezeu ca să controleze toate lucrurile spre împlinirea planurilor lui. Dar Dumnezeu a lăsat să se întâmple multe lucruri rele, multe nedreptăți, nu înțelegem de multe ori de ce face asta, dar Dumnezeu întotdeauna are un plan. Și Dumnezeu și-a împlinit planul în viața lui Iosif. Și Dumnezeu și-va împlini planul și în viața noastră. Domnul este credincios și capabil să finalizeze mântuirea ta. Vreau să citesc din Romani 8, din versetele acestea în care a predicat Edi acum câteva săptămâni, și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta este planul lui Dumnezeu pentru noi. Este un text destul de bogat. Că și pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, nu doar că a avut informații despre ei, i-a cunoscut în sens mântuitor. Când Dumnezeu sau Hristos îți spune, pleacă de la mine că și nu te cunosc, nu spune, n-am auzit de tine sau nu te-am cunoscut niciodată sau nici nu știu cine ești, nu. Nu te cunosc în sens mântuitor. Când Dumnezeu spune aici că și pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a cunoscut în sens mântuitor, i-a ales spre mântuire, spune că i-a hotărât să fie asemenea Fiului Său. Asta e planul lui Dumnezeu. Și apoi pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Se referă la chemarea la mântuire prin Evanghelie.
Și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. Pe toți pe care îi cheamă Dumnezeu la mântuire prin Evanghelie, îi și îndreptățește. Este o chemare puternică, o chemare care își împlinește scopul, o chemare eficientă. Și pe aceia pe care i-a îndreptățit, spune că i-a și glorificat. Pe toți pe care Dumnezeu îi cheamă la mântuire, pe toți pe care Dumnezeu îi îndreptățește, îi mântuiește, pe toți aceștia, nu doar pe unii care perseverează în credință, pe toți aceștia Dumnezeu îi va duce la slava veșnică. Este un lanț al mântuirii din veșnicie până în veșnicie. Un lanț al mântuirii pe care l-a făcut Dumnezeu și în care ne-a inclus și pe noi sau ne-a cuprins și pe noi prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când ne-a chemat, ne-a chemat prin Evanghelie și ne-a dat credință să primim Evanghelia. Dacă tu ești în acest lanț al mântuirii prin credința în Hristos, lanțul acesta nu se va rupe. Lanțul acesta nu se va rupe. Pentru că așa cum a spus Domnul Hristos, dacă suntem oile Lui, cu alte cuvinte, dacă am crezut în El, Dumnezeu ne va ține mâna Lui și nimeni spune că nu ne va smulge din mâna Lui. Nimeni. Am auzit mai demult pe predicatorul Zac Ponan, știu că unii îl ascultați sau nu știu dacă îl mai ascultați, dar l-am auzit, cineva mi-a dat o predică de-a lui și spune așa, Dumnezeu ne ține mâna Lui, dar noi oricând putem să sărim din mâna Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ne ține acolo cu forța, spunea omul acesta. Acest om, din păcate, nu crede ce spune Iisus. Acest om, din păcate, nu crede ce spune Iisus și nu crede cuvintele lui Iisus. Domnul Iisus spune, ce spune? Nimeni, dacă ești în mâna lui Dumnezeu, nimeni nu te va smulge de acolo, nici măcar tu. Nimeni te include și pe tine. Dacă ar fi fost o excepție, ar fi spus nimeni în afară de tine. Dar nu este nicio excepție. Nimeni, nici măcar tu însuți, nu te poți smulge din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu mă ține cu forță acolo? Nu, dragule. Dumnezeu nu te ține cu forță acolo. Pentru că tot Domnul Iisus a spus acolo, oile mele, ascultă glasul meu. Oile mele niciodată nu vor vrea să sară din mâna mea. Oile mele au o inimă schimbată. Oile mele au primit Duhul Sfânt. Oile mele au și voința și înfăptuirea ca să rămână în mâna lui Dumnezeu. Oile lui Iisus se mai abat, mai păcătuiesc cu siguranță. Dar Dumnezeu nu le va lăsa. Nu va pierde niciuna din oile Lui. Niciuna din oile Lui nu se va pierde. Pentru că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în controlul mântuirii noastre. Dumnezeu nu a lăsat mântuirea pe mâna noastră. Dumnezeu are mântuirea noastră în mâna Lui. Și asta aduce multă siguranță și ar trebui să aducă multă siguranță. Nouă celor care suntem copii al lui Dumnezeu. Mai ales când ne îndoim de mântuirea noastră. Cred că fiecare dintre noi avem momente când ne mai îndoim, nu? Oare sunt mântuit, oare nu sunt mântuit? Mai ales când păcătuim, mai ales când ne luptăm cu un păcat anume mult timp, ne întrebăm oare sunt, oare nu sunt. Mântuirea este mâna lui Dumnezeu. Mântuirea noastră este mâna lui Dumnezeu. Dar tot Dumnezeu ne spune în cuvântul Lui că oile mele ascultă glasul meu. Dacă tu asculți glasul lui Iisus, dacă tu te lupți cu păcatul din viața ta, dacă tu nu ai liniște cu păcatul, dacă tu îi lași și pe alții să te ajute în lupta cu păcatul, atunci tu ești o oaie a lui Iisus, te porți ca o oaie a lui Iisus și poți fi sigur că Dumnezeu va fi cu tine și nu te va lăsa să-ți pierzi mântuirea. Dar dacă tu nu te lupți cu păcatul, tu te complaci în păcat, tu ești în largul tău când păcătuiești, tu nu-i lați pe alții să te ajute să lupți cu păcatul, atunci teme-te și pocăiește-te. Cercetează-te să vezi dacă ești în credință, pentru că faptele tale arată altceva. Oile mele ascultă glasul meu. Îți dai seama că ești o oaie lui Iisus în funcție de ascultarea față de Iisus și față de Evanghelie. Și dacă viața mea nu se potrivește cu mărturisirea gurii mele, este o problemă. Pocăiește-te, spune Scriptura. Cercetează-te să vezi dacă ești cu adevărat în credință. Nu te înșela, crezând că ești ales, că nu-i pierzi mântuirea, dar poți să trăiești cum vrei. Asta nu există. Oile mele ascultă glasul meu. Da, oile mele, nimeni nu le va smulge din mâna mea, dar oile mele ascultă glasul meu. Nu te înșela. Dumnezeu este suveran peste mântuirea noastră, dar El este suveran oare și peste
necazurile și peste ispitele din viața noastră. A treia aplicație pentru noi și ultima, din viața lui Iosif. Crede că Domnul este credincios și capabil în luptele tale cu toate necazurile și ispitele. Dumnezeu are mântuirea noastră în mâna Lui, dar Dumnezeu are întreaga noastră viață în mâna Lui. Toate circumstanțele dificile din viața noastră le are și pe alea în mâna Lui. Toate ispitele puternice din viața noastră le are și pe alea în mâna Lui. De unde știm asta? Din cuvântul Lui. Romani 8:28 spune: noi știm, tu știi oare? Noi știm, spune Apostolul Pavel, noi știm oare că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în acord cu planul Său. Toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Și necazurile, și ispitele. Și Dumnezeu le folosește pe toate, așa cum a lucrat în viața lui Iosif, ca să-și împlinească planurile prin ele, ca să ne facă mai asemănători cu Hristos. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu înțelegem cum lucrează, dar El lucrează. Chiar prin necazuri, chiar prin ispite, chiar prin probleme. Să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu Hristos. Sau invers, prin necazurile și prin ispitele noastre, să nu ne asemănăm cu Hristos și să ne dăm de gol, că nici măcar nu suntem oile lui Hristos. Romani 8. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, dificultățile, persecuția, foametea, lipsa de îmbrăcăminte sau pericolul sau sabia, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât învingători. Că sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă ființă nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Ce ne-a promis Dumnezeu nouă creștinilor, nouă celor care am crezut în Iisus? Ne-a promis că va fi cu noi. Așa cum a fost în viața, a fost cu Iosif, Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi. Ne-a promis că va fi cu noi în necazurile noastre și în ispitele noastre. Necazurile nu ne vor despărți de dragostea lui Hristos. Necazurile sunt îngăduite de Hristos. Necazurile au un rol în planul lui Dumnezeu. Noi nu înțelegem de fiecare dată, dar ne încredem în El. El are întotdeauna un plan mult mai măreț, așa cum cântăm. Care sunt necazurile prin care treci tu? Probleme financiare? Lipsa unui serviciu, certurile cu copiii sau cu partenerul de viață, probleme de sănătate, care nu se mai termină, probleme din biserică. Dragilor, ne-a promis Dumnezeu că va fi ușor? Nu ne-a promis asta. Spune că în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin multe necazuri. Dar Dumnezeu ne-a promis ceva, că va fi cu noi. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în control asupra necazurilor noastre, asupra ispitelor din viața noastră. 1 Corinteni 10:13 spune așa, Dumnezeu, uite ce ne-a promis Dumnezeu. Nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterea omenească. Este o promisiune pentru copiii lui Dumnezeu. Ceilalți sunt robi ai ispitelor și ai păcatelor. Copiii lui Dumnezeu nu mai sunt robi. Nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu, care nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci odată cu ispita a pregătit și o cale de ieșire ca să o puteți răbda. Ne-a promis Dumnezeu că nu vom avea ispite pe pământ? Nu. Dar uite că ne promite că va fi cu noi în ispite. Și ne promite întotdeauna o ieșire din orice ispită. Așa cum i-a arătat lui Iosif. A fost ispitit, spune, multe zile la rând. Și întotdeauna a fost o ieșire. Chiar și ieșirea de la final, tot a fost o ieșire. Chiar dacă l-a dus în pușcărie, a fost o ieșire. A fost o ieșire, întotdeauna este o ieșire din orice ispită. Dumnezeu este credincios, Dumnezeu va face ceea ce a promis. Oricare ar fi ispita aceea, există întotdeauna o ieșire. Chiar dacă e de o dependență, chiar dacă este un viciu, chiar dacă este un păcat repetat. Chiar dacă zici, băi, nu am cum să fac, parcă zici că sunt rob, parcă zici că sunt robot, mă duc acolo și mă trezesc acolo. Uite că Dumnezeu îți promite în cuvântul Lui, dacă ești copilul Lui, că întotdeauna va fi o ieșire din ispita ta, oricât de mare ar fi ea. Nu te încurajează asta? Pe mine mă încurajează. Oricât de mare ar fi problema din biserica noastră, oricât de mare ar fi problema din viața noastră, oricât de mare ar fi ispita din viața noastră, întotdeauna Dumnezeu ne promite o ieșire.
Nu știm cum arată această ieșire, dar Dumnezeu este cu noi în necazurile noastre, în ispitele noastre, în problemele noastre. Dumnezeu este suveran, nu doar peste mântuirea noastră, că ne va duce într-un final în țara promisă. Slavă Domnului, a promis asta și ne încredem în asta. Dar Dumnezeu a promis că va fi cu noi și în drumul spre țara promisă. Prin necazuri, prin ispite, prin probleme, prin certuri, prin neînțelegeri, prin toate lucrurile, Dumnezeu va fi cu noi, Dumnezeu va lucra prin toate. Și Dumnezeu ne va aduce cu bine la destinație. Fii încurajat de acest adevăr. Agață-te de acest adevăr. Pentru că este adevărul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu și când Dumnezeu promite ceva, El face ceea ce a promis și are putere să facă ceea ce a promis. Amin? Amin. Haideți să cântăm despre asta.